Nu se poate realiza nicio performanță fără efort. Din câtă curăție sufletească ai, derivă și intensitatea trăirilor tale. Bucuria autentică este în strânsă dependență de curăția inimii. Dacă stăruie în necredință, bucuria care vine din această stare de curăție inițială, pe măsură ce curăția se pierde, se pierde și bucuria. Și atunci, tu ca și tânăr poți fi bucuros, dar nu o să îmbătrânești bucuros. Sfântul Ioan Evanghelistul, metocul Mănăstirii Oașa. Cu toți am auzit măcar o dată de Mănăstirea Oașa. Am putea spune că geografic este foarte departe, undeva în inima munților Șureanu. Paradoxal, este foarte aproape, pentru că sute de tineri parcurg drumul pe Valea Frumoasă săptămânal, până în inima țării la Oașa. Metocul de la Robud nu a apărut doar ca o necesitate de întreținere a mănăstirii din vârful munților, ci mai ales dintr-o necesitate a tinerilor de a avea un spațiu în care și prin care îl descoperă pe Dumnezeu și se apropie de acele valori tradiționale care au puterea să ne spună cine suntem, de unde venim, în ce credem și cum trebuie să fim. Organizarea de tabere studențești la Găbud s-a impus de la sine. În acest cadru împletit din mănăstire și sat, începi să ai ochi de văzut, urechi de auzit și suflet de simțit, ceea ce vor să ne transmită strămoșii noștri prin moștenirea ce ne-au lăsat. Părintele Pantelimon a fost și el la rândul lui un tânăr ca oricare altul, un tânăr artist, căutător de frumos, înzestrat cu un ochi sensibil și o mână scriitoare de chipuri de sfinți, pe care ne îndeamnă cu entuziasm să ne facem prieteni. Este absolvent al Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În prezent este preot și iconar la Schitul Găbun. Părintele este îndrăgit de tineri și nu numai, mai ales pentru faptul că le este prieten, duhovnic, pentru că le înțelege tinerețea și pentru că le arată că drumul cu Dumnezeu nu reprezintă renunțări și limitări, cum credem uneori, ci reprezintă multă bucurie și împlinire. Din acest motiv, îl rugăm pe Părintele Pantelimon să ne arate ce este cu adevărat bucuria, cum se realizează ea și, cel mai important pentru noi, cum reușim să o păstrăm. Părinte Pantelimon, care este diferența dintre bucuria autentică și bucuria de moment? Orice bucurie autentică este și o bucurie de moment. Nu poți să zici că bucuria autentică este în afara momentului. Cred că distincția care se impune este mai degrabă între o bucurie autentică și o bucurie trecătoare sau, ca să spunem așa, iluzorie. Asemenea și altor noțiuni, cum e de exemplu iubirea, și bucuria este uneori confundată cu surogate ale ei. Adică, uneori bucuria este confundată cu satisfacția care vine din plăceri. Ceea ce
Nu, ele nu se suprapun. Putem vorbi despre satisfacția care vine din simțuri, așa, ca fiind un corespondent în planul simțurilor a ceea ce înseamnă bucuria în planul sufletesc. În planul sufletesc, în planul sufletului. Deci, mai degrabă este confundată, cum ziceam, bucuria cu substitutele ei, cu cele care o înlocuiesc și care, da, sunt mult mai facil de dobândit. Bucuria este în strânsă legătură cu credința sau, să spunem așa, cu valoarea ale credinței, chiar și pentru cei care nu cred în Dumnezeu sau nu cultivă o legătură cu Dumnezeu sau nu au o practică religioasă. Pentru că bucuria este cumva dependentă odată de o conștiință împăcată, adică cineva care are o apăsare de conștiință nu se poate bucura. Nu se poate bucura, nu zic că nu se poate bucura de lucruri duhovnicești, dar nici de cele ale vieții nu se poate bucura cineva care are o conștiință încărcată. Și la fel, bucuria este în strânsă legătură cu curăția sufletească, în sensul în care, prin curăție, tot ceea ce există devine ușor transparent sau chiar deplin transparent la ceea ce este din lumea cealaltă. Adică, dacă fără curăție sufletească evaluezi o persoană doar la nivelul caracteristicilor trupești și, să zicem, calităților exterioare sau de natură exterioară, prin curăție sufletească, trupul persoanei devine sau lasă să se întrevadă și ceea ce are în suflet. Și vorbeam despre o măsură scăzută sau incipientă a curăției sufletești, pentru că pe măsură ce omul înaintează în despătimire, ca zicem așa, în starea de curățire sufletească, vede tot mai mult, până într-acolo încât să vadă în om, în cel de lângă el, să vadă chipul lui Dumnezeu. Și mă refer chiar să-L vadă. Noi și în biserică vorbim mult de chipul lui Dumnezeu în om. Dar de foarte multe ori ne gândim teoretic că există chipul lui Dumnezeu în om. Și că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și trebuie să-și câștige asemănarea și că în orice persoană este imprimat chipul lui Dumnezeu. Dar această conștientizare este de cele mai multe ori una intelectuală. În momentul în care se ajunge la starea de curăție, efectiv ajungi să percepi, să vezi dincolo de materie, dincolo de trup, chiar și dincolo de suflet, să vezi imprimat în ființa celuilalt chipul lui Dumnezeu. Să vezi că există ceva din Dumnezeu
Și aceasta te face să îl iubești și să poți să-l iubești și să poți să-l ierți cu adevărat și să-l iubești chiar când îți este vrăjmaș. Fără a vedea în om chipul lui Dumnezeu, fără a vedea această înrudire cu Dumnezeu, fără a-L iubi pe Dumnezeu, nu avem cum să împlinim porunca iubirii vrăjmașului. Doar empatizând cu iubirea lui Dumnezeu față de omul acela, care poate în planul vieții noastre să ne fie nou împotrivitor sau vrăjmaș, fără a empatiza cu iubirea lui Dumnezeu pentru el și fără a-l vedea pe el într-o relație, sau nu a-l vedea, că poate el nu este în relație cu Dumnezeu, dar a-l privi pe el în relație cu Dumnezeu. Și cum vă ziceam, a-l privi nu teoretic, să ne gândim că este fiu, că este și el al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl iubește pe el. O conștientizare la nivel de trăire și de simțire și de vedere. Biserica face această distinție la nivel de percepție și vorbește despre trei tipuri de vedere. Adică găsim în rugăciunea de dinainte de Evanghelie, unde se spune, se face referire la aceste trei tipuri de vedere și zicem, vorbind cu Domnul Hristos, să strălucească în inima noastră lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii sale. Și se vorbește despre lumină. Ori ca să percepi lumina, nu poți percepe decât printr-o vedere. Căldura o poți percepe și fără să vezi. Mișcarea aerului o poți percepe și fără să vezi. Sunetul poți percepe și fără să vezi. Dar dacă se vorbește despre lumină și zicem să strălucească în inima noastră, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii lui Hristos, este evident că inima are o vedere. Deci există o vedere a inimii despre care noi vorbim că este chemată să vadă și poate să vadă, din moment ce se afirmă acest lucru, poate să vadă lumina cea curată, se face și precizarea că este o lumină curată, a cunoașterii Dumnezeirii sale. După aceea, o altă vedere, la o altă vedere se referă rugăciunea când zice deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Și se referă aici, vedem, la o altă vedere, pentru că zicem să se deschidă ochii gândului, ceea ce implică faptul că ei sunt închiși. Din moment ce noi ne rugăm să se deschidă, înseamnă că ei sunt în stare de orbire, de nevedere, și noi ne rugăm de această vedere, să ni se dăruiască această vedere, să primim această vedere a gândului, zicem să se deschidă ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor propovăduirii. Adică nu doar spre memorare, spre a avea cunoștință de ele, ci și de înțelegere. Deci se vorbește despre o înțelegere, adică de o pătrundere, de o aprofundare a scripturilor, a evanghelicilor propovăduiri. Evanghelicile propovăduiri sunt în cuprinsul Noului Testament și, cum ziceam, rugăciunea este înainte de citirea Noului Testament. După care se face referire și la al treilea plan al cunoașterii, zice, pune în noi și frica fericitelor tale porunci.
Așa? Ca toate poftele trupești călcând să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Încheiind rugăciunea zicând că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și dându-i slavă Domnului nostru Iisus Hristos. Deci vedem că este o cunoaștere care și o vedere, o cunoaștere și o vedere, care vine din lucrarea poruncilor. Și nu a oricărui porunci, că noi le numim fericitele tale porunci. Deci sunt porunci fericite și asta înseamnă că nu doar că sunt fericite, ci și că sunt dătătoare de fericire. Așa, prin lucrare, deci există o cunoaștere prin lucrare, există o cunoaștere și o vedere a gândirii, a minții și zicem să se deschidă ochii gândului nostru și este cea mai adâncă formă de cunoaștere și, cum ziceam, și de vedere, care se realizează cu inima. Să strălucească în inima asta lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii sale. Dar această vedere a inimii nu se rezumă doar la vederea luminii dumnezeiești a lui Hristos în ființa lui Hristos. Când se ajunge la o curățire a inimii, vedem lumina Dumnezeirii sale peste tot unde ajunge ea, nu doar în ființa lui, ci peste tot, peste toată realitatea imprimată de această lumină a chipului lui Hristos. Ajungem să, cu aceeași vedere, să ne bucurăm nu doar de lumina Dumnezeirii sale, dar și de ceea ce vedem în aproapele nostru, în lumea pe care Dumnezeu a creat-o. Ajungem să vedem în lume dragostea lui Dumnezeu. Și atunci când vezi dragostea lui Dumnezeu în lume, ești fericit. Adică a vedea în ceea ce a făcut Dumnezeu din dragoste pentru noi, lumea, a făcut-o din dragoste pentru om, a făcut-o să fie în comuniune cu omul. În momentul în care devenim conștienți, nu teoretic, nu conștienți la nivel intelectual, cu toate că și o înțelegere la nivel intelectual poate să fie dătătoare de bucurie. Dar atunci când suntem pătrunși de acest înțeles, când devenim conștienți de această realitate, totul strălucește în jurul nostru. Și de aceea vă ziceam că, de fapt, bucuria autentică este în strânsă dependență de curăția inimii. Dacă, dimpotrivă, inima se întinează, se pierde bucuria vieții, se stingă, cum zicea și Părintele Asine Boca, se sting luminile și din privire, și din inimă, apare apăsarea conștiinței, apare frustrarea, apare nemulțumirea, apare teama, ajungi să nu te mai iubești nici pe tine, nici pe aproapele, să vezi mai degrabă un raport de ostilitate între tine și lume, între tine și creație, între tine și celălalt. Ajungi să-l vezi pe celălalt ca un potențial pericol, ca un potențial obstacol între tine și patimile tale. Deci, cum ziceam, odată cu pierderea curăției, se pierde odată transparența lumii și a oamenilor din jurul nostru, în ei nu se mai vede niciun sens superior, îi reducem pur și simplu la trupuri sau la, să zicem, competențe care
le-am putea noi exploata. La capacități pe care ei le au și noi le-am putea exploata în interesul nostru, le vedem pur și simplu ca niște... Reducem și pe om la produs, la un produs și la un subordonat al intereselor noastre. Da. Deci, există această diferență între bucuria care vine din credință, care vine din valorile credinței, cum ziceam că sunt curăția, sunt conștiința curată, conștiința împăcată, poate chiar virtuți din acestea, morale, corectitudine, dreptate, onestitate, fidelitate, acestea sunt virtuți pe care le pot avea și necredincioșii și în virtutea acestor valori morale au o bucurie. Există o bucurie, chiar dacă noi știm că bucuria ar fi fost mult mai mare chiar și pentru aceste persoane care au aceste valori, dacă ar fi luminate și de credință. Deci, cum ziceam, intensitatea trăirilor, intensitatea bucuriei este legată de, este în strânsă legătură cu curăția sufletului, cu gradul de curățire, gradul de curăție și de luminare și de despătimire sufletească. Mulți tineri văd religia și creștinismul ca ceva restrictiv, cu multe reguli, care nu te mai lasă să te bucuri de viață. Ce le-ați spune tinerilor care gândesc așa? Nu se poate realiza nicio performanță fără efort. Ceea ce numesc ei restricții sunt de fapt exerciții. Sunt de fapt exerciții, este un efort pe care îl face omul, un efort de voință, de înfrânare, pe care îl face cel credincios din dorința de a atinge o stare, o stare, o trăire, o stare de luminare a minții, o stare de curăție sufletească. Și aceste stări care sunt performanțe, așa cum în plan sportiv se obțin performanțe prin efort, și aceste stări sunt niște stări, sunt niște performanțe duhovnicești, dar ele compensează. Compensează foarte mult. Adică cei care practică postul, abstinența, rugăciunea, nevoința, ei fac lucrurile acestea pentru a ajunge la un nivel de trăire, de comuniune, de înțelegere. Adică întotdeauna este vorba de un schimb. Ce dai și ce primești. Cum se spune, dai voință, primești putere. Așa și aici. Nu sunt niște limitări toate aceste restricții de care vorbim noi. În primul rând, nu sunt restricții în sensul în care biserica să-ți interzică ceva. Biserica nu are autoritate asupra omului ca să îi impună ceva. Biserica îi propune omului o cale pe care omul o alege liber și o urmează liber și biserica îi propune, cum ziceam, o lucrare.
Zice, dacă vrei să ajungi la starea aceasta despre care îți vorbesc eu, la starea aceasta de simțire și de înțelegere, acestea sunt exercițiile care trebuie să le faci. Nu, este exact ca la ca în orice domeniu. Vorbim de sport, vorbim de domeniul intelectual. Peste tot unde se vorbește despre performanță, se vorbește în același timp de efortul pe care trebuie să-l depui ca să ajungi la acel nivel de performanță. Și atunci și biserica. Biserica nu intră în casa omului să-l forțeze să facă sau să nu facă ceva. Domnul Hristos a fost întrebat de tânărul cel bogat. Ce să fac ca să mă mântuiesc? Și Domnul Hristos i-a spus, împlinește poruncile. Întreba tânărul care? I-a spus Domnul Hristos, care porunci? După aia au mai zis tânărul, era ambițios. Zice, dar toate acestea le-am împlinit din tinerețele mele. Deci a și fost ambițios și până atunci. Ce mai lipsește? Și atunci Domnul Hristos îi spune, bun, acestea erau pentru mântuire. Dacă vrei să fii desăvârșit, zice Domnul Hristos, uite următorul set de exerciții care trebuie să-l faci. Adică, în cazul lui, fiind un tânăr dregător, bogat, din neam de bogați, dacă vrei să depășești o anumită limită, exercițiile, nivelul următor, presupune aceasta, să îți vinzi toate averile, așa, tot ce ai tu, să le împarți săracilor și după aceea să vii să-mi urmezi mie. Deci vedem că în funcție de nivel, de nivelul la care vrea omul să ajungă ca și trăire, și Dumnezeu are cerințe diferite. Cum am putea cultiva bucuria în contextul lumii de astăzi? Lumea de astăzi este lumea din veci. Adică nu chiar din veci, ci este aceeași lume de din momentul din care a început istoria, o dată cu căderea lui Adam, până în momentul în care istoria se termină. Deci este aceeași lume de astăzi pentru fiecare generație și ca să cultivăm bucuria, trebuie să o cultivăm așa cum a fost ea cultivată în oricare dintre generații. Adică în oricare generație, de la începutul umanității până la sfârșitul lumii, așa până la sfârșitul istoriei, provocarea este aceeași. Adică diferențele în plan exterior poate că sunt, dar în ceea ce privește calitatea morală, capacitățile omului, diferențele nu mai sunt atât de mari. Provocarea este aceeași pentru fiecare generație să dobândești vedere duhovnicească. Adică dacă dobândești vedere duhovnicească, dacă viața ta ajunge să se împletească coerent sau să se sincronizeze, să aibă o coerență, o sincronizare coerentă cu viața lui Hristos, pentru că Hristos continuă să fie viu pe pământ prin trupul său, prin biserica. Biserica nu înțeleasă strict ca organizație și ca instituție. Așa? Deci, dacă ajunge să apară această sincronizare a vieții noastre, a voii noastre cu voia lui Dumnezeu,
Nu a voit lui Dumnezeu cu voia noastră, cum ne-am dorit noi. A sensului nostru, a sensului vieții noastre, cu sensul trupului și a vieții lui Hristos în lume, atunci suntem pe calea bucuriei și a sporirii în bucurie. Pentru că a fost vorba și în prima întrebare, cum putem să ne păstrăm bucuria? Pentru că, așa cum ziceam, copiii au o bucurie din inocență, din inocența primară, pe care inocența lui Adam, pe care a avut-o și Adam, din inocența adamică, și de aici este și o bucurie a copiilor și chiar a adolescenților, a tinerilor, pe măsură ce păcatului se face tot mai mult loc în viața omului, această bucurie se estompează. Ori pariul care trebuie să-l câștigăm cu viața este aceea de a spori în bucurie și sau măcar să se păstreze bucuria, dacă nu să se sporească în bucurie, până la sfârșitul vieții. Adică să ajungi să te hrănești cu bucurie, bucuria să fie o constantă a ta și la un moment dat tu, la rândul tău, să fii un om al bucuriei. Pentru că a fost vorba de Părintele Teofil Părăian, da, este cumva o responsabilitate pentru fiecare dintre noi să poți să răspândești bucurie nu prin bancuri, nu prin veselie, nu prin divertisment, ci prin starea ta lăuntrică, o bucurie care să fie contagioasă, care să însenineze pe ceilalți, care să le dea celorlalți o perspectivă luminoasă legată de Evanghelie, de Domnul Hristos, de Maica Domnului, de Sfintele Taine, de Sfintele Slujbe, de rugăciune, de să poți să arăți celorlalți câtă bucurie trăiești tu din acestea și câtă bucurie reziduală există în toate acestea.